Dragi reprezentanți ai presiei și dragi concetățeni, vrem să vă anunțăm că acum câteva minute a avut loc și s-a încheiat ședința Consiliului Național Politic Pro-Moldova, în care s-a luat decizia votată unanim de Consiliul Național Politic că Partidul Politic Pro-Moldova va participa la alegerile prezidențiale din acest an și mă înaintează pe mine ca și candidat pentru această competiție electorală. Sunt onorat pentru astfel de provocare și pentru această misiune care presupune o mare responsabilitate. Noi toți cei de la Pro-Moldova înțelegem cât de important este acest exercițiu pentru țară și pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi vom face o campanie în primul rând corectă, dar în același timp o campanie de informare în care vom informa cetățenii Republicii Moldova ce înseamnă de fapt aceste alegeri prezidențiale. Că de fapt această competiție este pentru o funcție sau pentru o poziție cu competențe limitate. Actualul președinte Dodon a stâlcit și a interpretat această funcție vorbind despre drumuri, vorbind despre justiție, vorbind despre salarii și pensii, care de fapt n-are nici treabă de ele. De fapt, președintele este cel care trebuie să dea medalii și ordine și apreciere celor care luptă pentru sănătatea țării și a societății, celor care luptă pentru o justiție bună sau celor care fac drumuri. Cei care promit lucruri care nu sunt adevărate sunt, bineînțeles, ori mincinoși, ori uzurpatori. Niciuna din aceste două opțiuni nu este bună pentru noi și noi vom fi cei care vom fi corecți în campania electorală și vom informa și cetățenii întreaga societate, dar vom lupta pentru binele țării și a cetățenilor ei. Iar binele țării și a cetățenilor ei este ca să scape această țară de această guvernare condusă direct și indirect de președintele Dodon. Această campanie trebuie să fie concentrată ca țara să scape de principalul inamic al statului de drept, al identității noastre, de omul care sfidează bunul simț și normele antidemocratice. Și noi vom depune tot efortul și toată priceperea noastră, prin eficiență, prin consolidare, prin mobilizarea acestei minunate echipe, ca să învingem și să câștigăm. Noi am demonstrat că beneficiile și onorurile puterii nu ne interesează. Noi am plecat, foarte mulți dintre noi, din Partidul Democrat, scindându-se, plecând de la putere, în opoziție. Și noi nu am intrat în coaliția antinațională, antipopulară și împotriva țării, această coaliție formată din Partidul Socialiștilor și din Partidul Democrat. Și am demonstrat că beneficiile puterii ne interesează în ultimul rând. Dar în același timp, din momentul în care noi ne-am creat ca și echipă și formalizat ca și partid, am fost permanent în discuții și în luptă pentru agenda cetățenilor. Și permanent am fost cei care am luptat prin critici, dar și prin soluții, cu această guvernare care a ajuns atât de nepopulară și a ajuns atât de gravă și prejudicioasă pentru țară și pentru societate. Și noi vom face tot posibilul ca să scăpăm țara de acest rău și de acest inamic al țării, care este președintele Dodon și această guvernare. Intrăm într-o luptă cu siguranță care este plină de provocări, știm la ce ne expunem, știm că va fi greu, dar în același timp, în această perioadă de cotitură pentru țară, fără o responsabilitate pe care noi toți ne-o asumăm, înțelegem că nu putem să ne mișcăm înainte. Iată de ce, începând de astăzi, baza acestei decizii ale Consiliului Politic Național, vom începe toate procedurile necesare pentru înregistrarea candidatului și pornim la drum în această luptă, cu siguranță care nu va fi ușoară și pe alocuri nu pornim dintr-o poziție de
de putere, dar noi vom reuși să învingem și cu siguranță țara va învinge și ea. Vă mulțumim foarte mult tuturor cetățenilor, o seară bună în continuare și așa cum am promis atunci în această curte la înregistrarea Partidului Pro-Moldova, fără Pro-Moldova, nicio decizie importantă, cel puțin în sfera politică, nu va putea fi realizată. Vă mulțumim frumos și toată echipa e doar pentru victorie. Victorie! Mulțumim! Bravo!